Dar mai întâi o să rog pe domnul Dragnea să ne ajute să vedem dacă e perdea de fum sau nu, ce să spune despre creșterea economică, care există, n-au contestat-o. Dar zic așa, domne, inflația o topește. Păi da, adică a crescut economia, au crescut salariile, au crescut pensiile, dar inflația ne-a topit pensiile, ne-a topit creșterea. Asta e principala... Da. Bănuiesc că vreți să... Aveți, că o tablă. Adus tablă. Aveți și o tablă, da. Văd că ați spus și pe video-ul. Da. Și avem și aici. Da. Salariul mediu net. Da. A crescut cu 35%. Ce vreau să vă spun? În 2 ani de guvernare, eu până la altă îi spuneam că a crescut produsul intern brut cu un sfert. Ultimele date arată că a crescut cu 33% de când am preluat la guvernare. Adică exact cu o treime. În 2 ani de zile, eu nu mai știu sincer să fie în altă țară, în 2 ani de zile să crească averea țării cu o treime. Ce este foarte important? Că aduceți-vă aminte în anii trecuți. Dumneavoastră, mi-aduc aminte când chemați la emisiune guvernanți. Și nu se simțeau foarte bine. Când vorbeau de creștere economică și le puneați o întrebare foarte simplă. Dom'le, am înțeles. E frumos. Dar în buzunar se simte ceva. Exact. Și atunci veneau cu discuții macroeconomice. Păi 33% creștere de PIB, 35% a crescut salariul mediu. Ce am spus noi în campanie electorală? Primul obiectiv. Să crească veniturile românilor. Pentru că până la urmă, în centrul oricărui program politic, dacă ești normal la cap, trebuie să fie omul. Adică să-i fie mai bine. Nu să crească de dreagul creșterii și să dezvolte niște instituții și oamenii să rămână la salarii mici, la venituri mici, dacă putem să-i mai și lovim, e foarte bine. E, și acum ce minciuni vin și spun ceilalți? Dom'le, au crescut salariile, că prima dată spuneau că nu cresc. Știți că spunea Iohannis, dom'le... Nu o să fie bani să crească. Așa. Nu, prima dată a spus, au crescut cu 2 lei. După aia a spus, au crescut, dar nu o să fie bani ca să le acopere. Și pe aia a spus, da, a treia minciună, au crescut, dar degeaba au crescut pentru că inflația le omoară. Și hai să facem niște calcule, că până la urmă... Vă rog. Cifrele nu mint niciodată. Oamenii mint. Deci avem o creștere de 35%. Deci creștere 35%. Păi ce înseamnă asta? Că dacă în 2016, dumneata, aveai 1000 de lei, îi vorbim pe medie, acum ai 1350 de lei. Adică un plus de 350 de lei. Prețurile au crescut în perioada asta cu 7,8%. Ce înseamnă asta? Că din aia 350 de lei scădem 78 de lei, care înseamnă creșterea prețurilor, și ne rămân 272 de lei în plus. Deci, în mod real, față de 1000 de lei, cât aveai, Matan, în 2016, și rețineți, eu nu pun aici și inflația de atunci. Că și atunci era inflație și atunci. Ăștia nu erau banii reali. Ok. Da, e bonus pentru Iohannis. Acum, în mod real, dumneata ai 1272 de lei. Adică un plus de 272 de lei față de 2016. Asta înseamnă mai mulți bani în buzunarul românilor. Asta înseamnă puterea de cumpărare. Creșterea salariului mediu, dai la o parte creșterea prețurilor, adică inflația, și ce rămâne? Asta rămâne. La pensii. Pensiile au crescut cu 27,6%. Vorbim pe medie.
Același lucru. La 1000 de lei în 2016, 1276 de lei în 2019, scădem 78 de lei, care este inflația, adică avem 198 de lei în plus la pensia medie. Asta înseamnă că la salariați au o creștere de 27,2%, la pensionari o creștere de aproximativ 20%, puterea reală de cumpărare. Ce vreau să vă mai spun? Dacă în 2016, din ce venituri aveau, să zicem, putea să cumpere 10 pâini pe săptămână, astăzi poate cumpăra 12 pâini și jumătate. Asta este cel mai simplu exemplu. Mai dăm niște date, ca să, nu știu dacă dumneavoastră ați văzut, bănuiesc că ați văzut. Domnul Daia sigur a văzut, am văzut și eu. Dom'le, România a început să aibă bani mai mulți. Pentru că vorbesc și cifrele. Numărul autoturismelor noi achiziționate de către persoanele fizice, nu de către companii. Acolo și mai mult. O creștere de 44% atenție, la autoturisme. Noi, că asta e noi, autoturisme noi, noi, autoturisme noi. Iar numărul total al autoturismelor rulate, înmatriculate în România, este de două ori mai mare. Și alea tot cu bani se cumpără. Și alea tot cu bani se cumpără. Deci cu 44%. Și astea sunt date de la piața auto. Deci sunt date statistice oficiale prezentate de cei care lucrează în domeniu. Vreau să mai spun ceva, pentru că încearcă să promoveze o altă minciună cu pensii. Că de fapt nu le-am mărit. Că de fapt n-ați respectat o lege pe care, dacă ați fi respectat-o, pensiile ar fi fost mai mari. Da, domnule, legea pensiilor. Exact. Aia în vigoare. Păi scriem aici. Minciuna când scrii la tablă are picioare scurte. Adică după legea pensiilor, nu asta pe care am adoptat-o noi și pe care o blochează Iohannis peste tot, ci aia în vigoare. În decembrie 2016. Punctul de pensie. 871 de lei, 7. În ianuarie 2017, repet, dacă s-ar fi mers pe legea pensiilor, fără să intervenim și în vigoare. Da, fără să intervenim noi cu programul de guvernare. Ianuarie 2017. 917,5 lei. Creștere aici 5,3%. Ianuarie 2018. 970,7. Repet, punctul de pensie. Creștere de 5,8%. Ianuarie 2019. 1045. Creștere de 7,7%. Și acum hai să vedem ce am făcut noi. Și ați făcut nerespect în legea asta. Da, adică venit peste ea. Pe vremuri la trustul ăsta, astea aveau niște suporte, de puneai creionele. Trește amici, nu mă ajută niciunul. Dane, știai că mă ajut și pe mine. Vă ajut, domn președinte. Ținești tu asta. E că și eu te-am ajutat la solară. Da, sigur. Nu, stai acolo, stai pe scaunul meu. Numai să nu iei și belel. Deci, ce am făcut noi?
Deci decembrie 2016 nu eram noi. Ianuarie 2017. Față de 917,5 am venit în iulie 2017 cu 1000 de lei. În avans. Adică a doua majorare după majorarea de la 1 ianuarie 2017. Cât înseamnă asta? 9% în plus. Iulie 2018. $1,100. Adică o creștere de 10%. Creștere 10% față de 1000 de lei, adică peste astea 9%, peste ăștia 5,3%. În septembrie 2019, cum e trecut în program, $1,265. Adică 15%. Eu zic că între 1045 și 1265 e o diferență serioasă. Depinde de unde priviți lucrurile, din deal sau din val. Eu privesc tot timpul de la firul ierbii. Că eu... Credeți că de la Cotroceni se vede că e mai mare? Nu, habar n-am, nu știu. N-a fost profesor de fizică, n-a lucrat cu cifre. Sau și pe alea le mistifică, adică... nu vreau să intru acum în dispute pe formule. Deci, dacă am fi mers, și asta trebuie să înțeleagă oameni, trebuie, m-aș bucura. Pe legea pensiilor, nu ne uităm la ce scris cu roșu. Aveam această evoluție. Această evoluție. Deci am fi rămas la 1045. 1045. Și în 2020, încă ceva era acolo. Pe ceea ce am făcut noi, mergem la 1265, iar în 2020, 1775 de lei punctul de pensie. Și acum vă rog eu să vă uitați. Între 1775 și 871, nu cumva e dublu? Ba da. Adică nu cumva e mai mult decât dublu? Ce înseamnă asta? Că în 2020 nicio pensie nu va fi, sau toate pensiile vor fi cel puțin duble. Vor fi pensii triple, dar cel puțin duble vor fi. Adică, domnul Dumitrescu, niciun partid n-a avut curajul să înceapă un asemenea proces de creștere a pensiilor, că vorbim despre ele, să ajungi la dublarea și triplarea pensiilor în 4 ani de zile. Acum intervin două întrebări. Una vine de la un telespectator, care, Toader Marcoci, din Piața Neamț, ne întreabă așa, când va fi finalizată în Parlament noua lege a pensiilor? Când intră aia nouă în vigoare? Păi, aia nouă în vigoare, aia nouă intră în vigoare, cine a întârziat? A atacat-o Iohannis la Curtea Constituțională, Curtea Constituțională, nu comentez, a considerat că o expresie, mă rog, e decizia curții, noi o respectăm, nu ca alții. O expresie trebuie modificată, a reînceput procedura parlamentară, în această sesiune parlamentară o finalizăm. Oricum, ea intră în vigoare începând cu ianuarie 2021. Dar de ce e important să o adoptăm cât mai repede? Ca să înceapă procesul de recalculare a pensiilor. Exact, o să angajăm oameni la casa de pensii, o să mai dislocăm din alte instituții publice acolo, că se poate. Asta e, în mod normal, dacă nu l-aveam pe Blocanis ăsta la Cotroceni. Cum ați spus? Blocanis. Blocanis. Pe așa scrie pe net. Blocanis. Da. Păi dacă blochează tot. Vreau să vă mai spun câteva lucruri. Și după aia vin jos. Așa, deci, astea sunt știri false. Asta era evoluția dacă mergeam pe legea pensiilor. Asta este evoluția din programul nostru. E diferență clară, vădită. Anul viitor vor fi duble.
Acum suntem deja, astea adunate, ne duc undeva la aproape o creștere de 45%. Față de momentul față de momentul 2016. Ăsta, decembrie 2016. Ce ne-a dat nouă Cioloș? Așa, doar câteva date. Cheltuielile, ca să se vadă că, domnule, au început să crească veniturile. Cheltuielile cu produse agroalimentare și băuturi nealcoolice a crescut cu 12,1%. Cheltuielile pentru recreere și cultură aproape s-au triplat. Ce înseamnă asta? Că oamenii, nu toți, dar din ce în ce mai mulți, că asta ne-a interesat să-i ducem în clasa de mijloc, nu mai au grijă a zilei de mâine și își permit să meargă la acțiuni de cultură, își permit să meargă în concedii. Păi, în turismul intern a crescut numărul cu, cred că, dacă nu greșesc, cu 1,5 milioane de turiști, iar români care au plecat în concedii în afara țării, în ăștia 2 ani și ceva de zile, 4 milioane și ceva. Asta înseamnă că au avut bani pentru că au crescut veniturile și vor crește în continuare. E important și asta, o spun și pe asta, cheltuielile cu hoteluri, cafenele și restaurante s-au majorat cu 25,9% în perioada respectivă. Vorbeam cu Codrin Ștefănescu aseară, când ne întorceam de la Giurgiu. Și spunea că are, sper să-mi se supere pe mine, are niște mătuși. Niște mătuși, mă rog, doamne foarte educate, pregătite și foarte finuțe și rasate, care ani de zile nu ieșeau la restaurant. Și de câteva luni de zile merg frecvent la restaurant împreună, mănâncă ce mănâncă, beau un suc, beau o cafea, pentru că și-au spus, domne, acum începem să ne permite. Nu mai mi-e frică de ziua de mâine, nu mai este obligată să aleg între mâncare și medicamente, între mâncare și factură. Dacă criticii acestor cifre vor zice, da, așa e, dar din cauza acestor politici va veni o criză care va șterge tot. Asta e o prostie. Deci, păi, deja au început să vorbească despre crize. De ce vorbesc ăștia despre... De ce aruncă ei pe piață toate aceste minciuni? În mintea lor e așa. Cum ne cum îl omorâm pe Dragnea, dăm guvernul jos și venim noi. Dar e clar că noi nu suntem în stare să ducem acest program mai departe. Nu sunt în stare sau nu vor? Eu cred că și una și alta. Cred că și una și alta. Adică, și atunci, de ce n-ar vrea să păstreze creșterea asta? Pentru că mă gândesc că vă răspund la întrebare. Dacă tai din bani ăștia, te penalizează electoral cetățeanul până la urmă. Nu interesează. Am prezentat aici un grafic odată și o să-l mai prezint toată, cu perioadele de guvernare. Da. Când a guvernat PSD-ul, țineți minte, și în campanie. Economia a crescut, când au guvernat ăștia alți, economia în jos. Nu i-a interesat. A zis... Vin iar alegerile după ce le-am pierdut noi, că sunt ăștia la guvernare de la PSD, începem și spunem, corupție, îi demonizăm, păcălim lumea în ziua votului și după aia 4 ani se chinuie. Ei pe ideea asta merg. De ce? O să vă răspund de ce. Dar ce au început să spun acum? Și spun, am văzut într-un mod foarte bine structurat. Nu sunt bani de pensii. E minciună. Nu o să fie bani de salarii. În paralel i-au și spus. Orban a spus. Când vine, desfințează legea salarizării, adică creșterile de salarii, că nu-s numai la bugetari. Faptul că noi am crescut salariul minim, sigur, împinge tot în sistemul. Ce spunea Orban? Sau ce spuneau ceilalți? Nu, domnule, nu se poate, să desfințăm salariul minim. Pentru ei sunt preocupați ca multinaționale să aibă mai mulți bani. Adică românii să nu mai poată să-și permită să cheltuie ce am vorbit aici. Să vină cu salariile mai mici. Că e bine să fie sclavi la ei în țară. Ce spunea? Și își pregătesc terenul ca să nu... De ce nu vor ei ca românii să aibă bani? Un motiv foarte simplu. Cu cât ai mai mulți bani, cu cât ești mai... Începi să prinzi cheal acasă, prin muncă. De cum sunt ăștia mici? Dom'le, în primul rând, nu prea mai ai timp să te lași așa manipulat. Că după o zi în solar, eu am lucrat în solar ani de zile, după o zi în solar, după ce ai mâncat seara, cazi ca blana, adică adorm, te uiți la Răzvan Dumitrescu la emisiune și în 5 minute
Ai adormit. Mulțumesc, adică, măcar zeul somnului. Măcar începe cu dumneata. Da. Dar dacă nu are bani, e nervos, e frustrat, mai ușor pui răsadul pentru semințele astea de discordie și de revoltă și așa o țară tulburată o conduci mai ușor. Și dinăuntru și din afară. Explicația e foarte simplă. Deci de asta susțineți că cu cât nivelul de trai mai scăzut, cu atât capacitatea clasei care conduce de a manipula mai mare. Uitați-vă în toate țările. Da. Nu, în toate țările. Unde nivelul de trai este scăzut, automat apare polarizare. Păi ce, la noi nu începuse polarizarea? Ba da. Adică ce înseamnă polarizare? O masă mare de oameni cu venituri foarte mici, o masă mică de oameni cu venituri foarte mari o să și acolo să tot timpul